Bun, deci noi cu partea de program de extram am terminat. Am exportat plan lung și transversare și acum începem să le mobilăm sau să le aranjăm în plan, și mai bine zis. O să șterg astea bacurile și o să-i dau la setări să nu mai creeze fișiere de alea, că nu am nevoie de ele. Aici cred nu la Open and Savage Create. Ok. Bun, și o să începem planul de situație. O să salvăm un fișier nou, un DVG nou, în proiectul nostru. Asta o să-l adaug aici, să-l accesez mai ușor în predare și nu în referințe, dar aici. Da? Deci toate desenele noastre care o să aibă planșe de printat o să se afle aici, în folderul predare, nu în referințe. În referințe o să fie doar fișiere ajutătoare de care ne legăm noi. Și aici îi scriem plan de situație. Ok. Bun. Și acum la acest plan de situație verificăm să fie unitățile în metri. Pentru că toate desenele noastre sunt în metri. Ok. E bine, da? Deci aici sunt metri. Și mergem la Insert Reference. Aici. Ăsta îl adăugăm în partea dreaptă. Și aici începem să adăugăm referințele noastre. Odată este, mai avem aici ridicarea, trebuie să aducem și ridicarea. Dacă noi în proiectul nostru o să inserăm și ridicarea. Topo Explode pe asta, cred că. Îl luăm cu copy în predare referințe și îl dăm peste aici. Deci ștergem 00 Explode, lăsăm să fie doar topul. Bun. Revenim iarăși în designul nostru și adăugăm odată referințe topo. Verificăm aici să fie în metri, da? Meters. Aici debifăm specific un screen, adică nu inserăm într-o poziție anume, dar în coordonatele lui inițiale și dăm click pe OK. Am uitat să vă zic acolo, trebuie de verificat să fie referința relativă. Bine, asta nu este o topo, nu este ridicarea topografică, este ridicarea cu care eu lucrez pentru program. Dar să o luăm ca ridicare topografică. Ok, astea putem să le ștergem. Nu merge, trebuie să intrăm în fișierul topo. Și ce trebuie să mai verificăm aici este calea, pentru că de obicei când noi vrem să dăm formatul electronic cuiva, se pierd toate aceste fișiere și ca să nu se pierdă aici la Save Patch, da? Deci să fie cale scurtă, nu să fie cale lungă, da? Că dacă noi lăsăm cale lungă, atunci el se va pierde, referințele astea când se duce de la un calculator la altul sau dacă lucrăm pe server, alt calculator care vrea să deschidă acest plan de situație nu va vedea referințele. Bun, mergem mai departe. Inserăm planul. Open. Da? Și aici la calea așa, trebuie să fie relativ pe aici, nu full pe aici. Relativ. La fel, verificăm aici metru și restul lăsăm așa, dăm click pe OK. OK, planul s-a suprapus. Perfect. Și trebuie să mai inserăm aici pichetarea sau elementele geometrice. La fel, metru relativ patch. OK. S-a încărcat și asta. Deci, vedeți, elementele astea geometrice trebuie editate. Fiind raze mai în scurt, mai nu știu cum, trebuie luate și mutate. Că el, programul generează automat. După un standard, după o înălțime, după niște distanțe și noi după asta unele locuri trebuie să le edităm. Bun, în afară de asta noi trebuie să mai mergem să-i schimbăm la pichetare. Vedeți stilul ăsta iarăși TXT simplu, atunci noi să mergem în referințe de aici, chiar dacă modificăm la Annotate de aici, chiar dacă îi modificăm stilul ăsta în ISO CPUR, nu merge, trebuie mers la fiecare referință și modificată. Ok, o să deschidem pichetare.
Și aici îi schimbăm în ISOCP-uri. Ok, close. Salvăm. Și când venim în desenul nostru, deja aici ne atenționează. Vedeți că o referință a avut ceva modificări și trebuie să o reîncărcăm. Dăm click pe reload pichetarea. Și observăm aici, da? S-a modificat stilul de prezentare. În afară de asta, noi trebuie să mai mergem la leiere. La fel, o adăugăm în dreapta. Și aici, absolut toate leierele. De obicei, eu fac în felul următor. Selectez toate leierele și le schimb grosimea liniei, da? Nu las pe de default, pentru că asta default e o grosime mai groasă decât aș vrea eu și eu le pun la toate 0.15. După care merg la planul de situație și aici la fel toate 0.15 în afară de 0.31 care este marginea drumului și o schimb în 0.35. Ok. În afară de asta la topul mai merg, da? În cazul în care topul la noi tot este colorat, de aici topul rămâne original în referință cu culorile lui, dar de aici le selectez pe toate și le schimb culoarea gri. Ok. Deci cam asta este așa în mare prelucrarea noastră cu planul de situație. Planul de situație, să zicem că este gata. O să terminăm cu acest video și în următorul video deja o să facem și planșele.